Județul Constanța ascunde o comoară știută de puțini români. În complexul de vânătoare de la Negureni viețuiesc mai multe specii de animale sălbatice, cele mai multe fiind mufloni. Climatul mai cald și mai favorabil, asemănător cu cel din insulele Sardinia și Corsica, de unde provin, a permis naturalizarea și dezvoltarea acestei specii și în sudul Dobrogei, în semicaptivitate. Cam cât sunt? În rudă 15 bucăți, 15, 16 bucăți erau. Complexul de creștere a muflonilor din zona ocolului Silvic Băneasa, împrejmuit pe o suprafață de aproape 300 de hectare, oferă toate condițiile pentru dezvoltarea acestor oi sălbatice. Pe vremuri, membrii de partid și Nicolae Ceaușescu veneau aici la vânătoare. În 1989 erau circa 300 de exemplare în liber în Dobrogea de Sud, pădurile Mihai Eminescu, Negureni. După Revoluție, imediat au fost distruși de braconaj și de alți dăunători. La ora actuală am reușit să recreăm acest nucleu și să-l înmulțim. Cel care cunoaște cel mai bine animalele sălbatice din complex este Nea Costică, pădurarul aflat aici încă de la începuturi. El hrănește toate sălbăticiunile din țarc, muflonii, căprioarele, cerbii, lopătari. La 3-4 zile le alimentez. Nu lăsăm să termine. Și grăunțe punem în fiecare zi. Până cum să împuținează, aducem altul, să aibă tot timpul. Iarna fiind grea, trebuie să le ajutăm să iasă din iarnă. În punctele de hrană, animalele găsesc porumb boabe, lucernă furaj și borceag. E încă iarnă și nu pot mânca altceva în pădure, iar muflonii sunt animale sperioase. De obicei trăiesc mai multe exemplare împreună, masculii bătrâni formează niște cârduri separate, mai puțin numeroase. În general, sunt cârduri mari, de 30-40 de exemplare. Masculii se remarcă prin coarnele pitorești, atractive pentru vânători, care le numesc trofee. Planul de vânătoare este însă și strict și scump. De regulă, vin tot vânătorii care au bani, care au posibilități financiare, pentru că pentru pușcarea unui muflon, prețul pornește de la 600 de echivalentul în lei a 600 de euro, și se oprește undeva la peste 2000 de euro. Muflonii simt oamenii de la distanță și se îndepărtează rapid. Pot fi observați doar la amurg sau dimineața de vreme, când coboară la punctele de